Soare, sus și voie bună, surprize la tine acasă, s-a pornit iarăși din nou la drum, să aducem voie bună și în instituția de învățământ preșcolară din satul Fălești din Noi. Venim astăzi spre un pici frumos care de fiecare dimineață mămica îl aduce aici cu mult drag, știind că aici îl așteaptă dulcele educatoare. Este vorba despre Nicolae, care face o frumoasă vârstă astăzi, și bunica și bunelul ne trimit aici cu mare drag, bunica desigur de peste hotare, bunicul de aici din sat. Să spunem la mulți ani, să-l felicităm frumos, să rămână amintire frumoasă pe parcursul vieții lui și să simtă și să cunoască că bunei îl iubesc foarte mult. Mare drag, vă invităm cu noi! Cineva dintre voi care este astăzi omagiat, este astăzi sărbătorit și vreau să vă întreb pe voi, cine azi face ziua de naștere? Tu faci! Ia vin aici cu noi! Făcuți așa! Bă, ce bărbat frumos am găsit aici! Salut! Așa! Ia te salutăm cu drag! Venim azi spre tine să te felicităm, uite, cu daruri frumoase, cu acest ursuleț vesel, l-a venit el azi aici spre voi, spre toți! Și deosebi spre tine. Cum crezi tu? Cine încearcă astăzi să te felicite pe tine? Da? Cine te felicită? Cine te iubește pe tine foarte mult? Dar nu este acasă. Tata. Așa? Și încă mai ai? Nu e tata, mai este cineva. Că te iubește mult, 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 dar nu e acasă și ne trimite pe noi. Bunica. Bunica, dar cum o cheam pe bunica? Vera. Vera. Ia uite, într-adevăr, bunica ta Vera și bunelul Andrei. Da, bunelul e acasă, aici, cu voi. Și au tine trimit pe noi aici cu daruri frumoase spre tine, să te felicităm, să-ți facem sărbătoare frumoasă și dulce. Și dacă îmi dai voie, să-ți dăm și cadou. Ție-ți plac cadouri? Și nu-ți super dacă îți dăm cadouri. Bine, hai să vedem aici. Să vedem aici ursulețul ce are. Așa. Ia uite, aici este un cadou pentru tine. Așa, o scoți cu noi aici să ne uităm și să-ți trimiți bunica? Și ne spui deodată dacă îți place, dacă nu, luăm înapoi și o ducem la magazin. Atent, iau ce e aici. Și telecomanda are. E bine? Te descurci? Îți place? Așa, bunica poate să respire ușurată. Ia spune tu mie, te rog, ai și un frate aici? Da? Și care e fratele? Te mai pe Andrieș aici. Noi cunoaștem faptul că astăzi tu ești omagiat, Nicolae, da? Chiar și ziua numelui tău și ziua ta de naștere. Însă, pe data de 10, a fost omagiat și fratele tău, corect? Așa, și a făcut și el o frumoasă vârstă, vârstă copilăriei, vârstă frumoasă, vârstă fericită și veselă. Și, desigur, bunica nu a putut să uite și de sărbătoarea lui și dat fiind faptul că astăzi suntem veniți aici spre Nicolae, bunica a trimis un cadou și spre Andrieș. Andrieș, ți-ți plac cadourile? Și nu-ți super dacă îți dăm și ție cadou. E principalul să nu-ți super. Așa. Ursulică, îți dă și ție un cadou frumos și iarăși te uiți aici cu noi de față și ne spui dacă îți place, dacă e bun sau nu. Să vadă bunica și să asculte. E bine? Îți place? Da. Așa, bunica, și aici am trecut examenul cu brio. Băieții sunt mulțumiți. Te-ați dă puișori. Bunica voastră se află departe. Dar gândul este întotdeauna acasă, la nepoței ei, iubiți și dragi. Da? Și azi ne-a trimis pe noi aici cu aceste daruri frumoase să vă spunem vouă la mulți ani, să vă felicităm frumos, să vă urăm în primul rând sănătate, copilărie cât mai frumoasă, fără primejdii, să bucurați pe mami, tate, pe buniei, să știți că voi sunteți... E, dacă conduci tu așa cum ții mașina, e accident pe loc în sat Fălești noi. Da? Să știți că voi sunteți și bucuria și speranța acestor părinți, acestor buniei. Deci voi trebuie să fiți cuminți, să
să luați cunoștințe de aici, de la grădiniță, ceea ce încearcă educatoarele voastre zi de zi să facă cu voi, da? Și voi să ascultați și aici, la grădiniță, să creșteți băieței bravo, mari, frumoși și, desigur, talentați, cu gânduri frumoase și pozitive, într-o viață frumoasă spre viitor. Și să vă întreb și pe voi, am fost în grădiniță mulți, am fost prin școli, toți copiii cântau la mulți ani cu noi. Voi puteți cânta la mulți ani? Da! Și voi puteți? Da! Și tare și frumos? Da! Mamă dragă, îmi pare că e frumos ca mine să cântați. Încercăm toți? Da! Toți! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Dar cine să trăiască? Dar cine să trăiască? La mulți ani! Nicolae și Andrușa, Nicolae fericiți și dat fiind faptul că noi am venit la frumoasa voastră sărbătoare și voi aici aveți prieteni foarte frumoși și vedem că și talentați, probabil voi sunteți prieteni cu toții, da? Așa, și vă împăcați bine? Și vă împăcați bine? Da? Așa, uite, bunica Viera a trimis și pentru voi daruri frumoase și dulci. Noi acum ne apropiem cu Ursulică și cu Nicolae și Andrușa spre voi. Vă împărțim câte o punguliță de dulciuri, dar voi le mâncați pe urmă, da? Da! Ok? Bine, așa, stăm toți pe locuri frumușel și o să trecem pe la fiecare și o să împărțim pungulițe, dar până a ne îndrepta noi spre voi, vreau foarte mult să-mi îndrept cuvântul și privirea spre aceste două doamne frumoase, aceste două doamne care ne-au primit cu amabilitate și căldură și vă se marte doamne, astăzi, într-o sărbătoare frumoasă creștinească, aveți în grupa dumneavoastră și un băiețel care își sărbătorește ziua de naștere. Veniți spre el, dar frumoase, l-am felicitat. Bunica a vrut foarte mult să se îndrepte și spre dumneavoastră, să vă spună și dumneavoastră, mulțumim din suflet pentru faptul că zi de zi vă dedicați acestor pici frumoși. Dați dovadă de răbdare foarte multă, dați dovadă de stăruință, uneori prea multă stăruință și prea multă răbdare aici, pentru că vreți totuși să dați o educație frumoasă. Și cunoașteți faptul că de aici, din aceste băncuțe a grădinițelor, de aceste măsuțe a grădinițelor, cresc copii mari. Cresc copii frumoși și cresc copii educați. Din suflet vă spune doamna Veronica, doamna Andrei și desigur deja și părinții mulțumiri, să vă dea Domnul sănătate, să vă dea Domnul răbdare, să vă dea Domnul putere, să îi creșteți pe aceștia, să așteptați alți copilași frumoși și sănătoși și educați și desigur din mânuțele dumneavoastră au ieșit foarte mulți copilași care i-ați dădăcit cu trup și suflet. I-ați primit cu voie bună, cu zâmbet pe față și undeva poate a fost o durere în sufletul dumneavoastră, ați lăsat-o acolo după ușă, pentru că aici negativul trebuie să dispară, pentru că aici sunt îngerași, pentru că aici sunt puișori care ei prea multe nu înțeleg. Ei vor bună dispoziție, ei vor joacă, ei vor, desigur, și să învățăm, da? Da! Facem și lecții, probabil, aici, colorăm, desenăm, scriem, da? Bravo! Da! Dați-vă să fiți foarte bravo! Și pentru acest fapt, vă spunem, mulțumim și noi. Ne face o deosebită plăcere să venim în fața dumneavoastră. Avem aici ceva dulce. Sănătate! Vă mulțumim frumos pentru surpriza care ați făcut-o astăzi și îi mulțumim și bunicăi Viera că a contribuit la felicitarea lui Nicolae și lui Andrușa care a fost și cred că surpriza s-a primit, da, copii? A fost o surpriză frumoasă și noi o să continuăm sărbătoarea mai departe, da? Așa. Și încă o
dată vă mulțumesc și vă mulțumesc enorm de mult că faceți zile mai frumoase, ne le faceți și, într-adevăr, încă o dată vă spun că surpriza a fost super, cred că pentru toți, da? Mulțumim frumos! Fiți sănătoși! Fiți sănătoși! Mă faci și nouă deosebită plăcere să ne aflăm aici între acești copii frumoși, pentru că de aici se emană atâta căldură și atâta lipsă de negativ și atâta lipsă de problemele care le gustăm noi maturi zi de zi. Aici este frumos, aici este totul bine. Mi-e mai rău, crescut din ei și am ies milete din primăvară. Ce să facem? Principal să fie ei umiți, să vă ducă numele cu mândrie mai departe, că de aici au pornit frumos, educați și cu depunerea trup și suflet a acestor educatori frumoși și, desigur, omenoși. Noi vă spunem o zi frumoasă, să fiți cuminți și dacă mai aveți plăcere, voi ne mai așteptați, că noi mai venim la voi. Ne mai primiți? Da! Dar tot așa cuminți? Da! Da. Hai să ne așteptăm! Hai să mulțumim! Vă mulțumim! Mulțumire, bunica! Bunica, mulțumim! Mulțumim! De noi te iubim! Bunica, îi dăm salut? Îi dăm salut, bunica, salut! Salut, bunica, așa, și dăm și un pic, noi putem pic mânuța, hai pic mânuța, așa, ați duș și sunt. Așa! Bunica, te dăm. Așa, și tot așteaptă, voi n-ați uitat că noi am promis daruri pentru voi, așa? Deci noi n-am uitat.